Neața, bună dimineața! Azi avem multe de vorbit despre o rasă de oi care a devansat Turkana la producția de lapte. Vorbim de încrucișarea dintre rasa Avasi și Țigaia Ruginie. Pentru că această rasă este creația stațiunii de cercetare-dezvoltare pentru creșterea ovinelor și caprinelor, Secuieni Bacău, trebuie să vorbim și cu nașul oilor Rovasi, directorul stațiunii, prezent la conducerea unității încă din 1981. Pot să vă spun că stațiunea s-a înființat în baza hotărârii de guvern 170 pe 1981. Sunt sub ordinea Institutului Paleolas Constanța și Academiei de Științe Agricole București. Era necesară înființarea acestei stațiuni? Era foarte necesară înființarea acestei stațiuni, fiindcă se simțea nevoia creării unor rase de oi care să satisfacă necesarul de lapte, de carne, chiar și de lână în perioada cealaltă când se căuta lână. La înființare nu am avut nicio bază materială. Ceea ce vedeți aici era teren viran. Pe parcurs, cu o muncă extraordinară și cu efort, am reușit să construim această stațiune în vreo 7 ani, înainte de 1989. Stațiunea avea și o suprafață aproximativ 2000 de hectare, deci avea o bază materială destul de solidă. Ce s-a întâmplat între timp? A venit Revoluția, a apărut legea 18, au început să proprietarii de pământuri să-și ia pământurile și la un moment dat, după o grămadă de procese, așa am rămas cu o suprafață de 175 de hectare. Din 2000? Din aproximativ 2000 de hectare, 1890 de hectare era pe atunci. La ora actuală deținem o bază materială, vă spuneam, de 175 de hectare, care este domeniul public al stațiunii. Avem laboratoarele de cercetare, care le vedeți și aici, avem utilaje agricole, avem, ca să zic așa, adăposturi pentru animale. De atunci plăteam întâi îngrijitorii de ovine ca să nu ne plece. Ca să stea cineva la animale, să îngrijească de ele, da. În perioada respectivă au mai plecat și din oameni. La ora actuală avem personal și încercăm să refacem activitatea de cercetare, personalul din cercetare. Obținerea, recunoașterea și aclimatizarea unei noi rase nu se reduce doar la încrucișarea a două rase diferite, ci este un demers îndelung monitorizat, tocmai pentru a se putea identifica calitățile rasei pe o linie genetică cu mai mulți descendenți. Pe linie de oi suntem un reper pentru Moldova, pentru zona Moldovei. Da, da, da. Când ați început să lucrați la rasa asta, Rovasi? Este un proces foarte îndelungat. Am început creierea rasei din anul 1983. Pe atunci, de ce durează atât de mult? Fiindcă e un proces foarte îndelungat pentru consolidarea caracterele rasei și adaptarea acesteia la condițiile de mediu din țara noastră. Uh-huh. Deci s-a început în anul 1983 cu grupul de cercetători care atunci a venit Revoluție. După Revoluție era cea mai mare nebunie, toată lumea vrea să vândă, să ia, să te distrugă. Eu, cel puțin fiind vechi și cu suflet, mai ales că așa am vrut să mențină nucleele pe care se începuse cercetarea. Așa. Ei, am menținut nucleele și chiar cu posibilitățile foarte mici, după 1989, noi am căutat să mergem în continuare și să testăm. În 1983, primii berbeci din rasa Avasi au fost aduși din Israel la stațiunea de la Rușețu. Și, mai apoi, la desființarea acestei instituții, animalele au ajuns aici, la Holt, în județul Bacău. Cu ei s-a început încrucișarea cu rasa autohtonă Țigaie Ruginie. Care sunt caracteristicile rasei Țigaie Ruginie și Avasi? În primul rând, Țigaia Ruginie are o greutate de 42-45 kg, berbecii până la 60-65 kg. Așa. Producție de lapte este între 90 și 110 litri de lapte pe cap de oaie. Iar durata de lactație la Țigaie este mai mic, până la 110 zile. La rasa Rovasi, care am format-o noi,
Producția de lapte este între 190 și 250 de litri pe cap de oaie. Greutatea la berbeci este și la oi este mai mare, deci la berbeci ajunge până la 85-90 de kilograme, la oaie între 55-60 de kilograme. Deci o luat și în masivitatea rasei de așa. Procentul de grăsime este foarte bun, 7-7,5%, și cum spuneam, producția de lapte este mult superioară rasei țigăi. Deci acolo ne ducem până la 110 litri, aici ajungem până la 250 de litri pe cap de oare. Și dar la o mulsoare, cât lapte da, scoateți? Sunt efective, care avem peste un litru de lapte la mulsoare, de, plus variantele, deci cele mai bune. Dar noi vorbim din media. Practic, noi am localizat-o în Pădișul Moldovei și în zona Dobrogei. Acolo avem efectivele cele mai mari. Deci o rasă adaptată acestei zone, clar, ea nu poate fi dusă în munți? Nu, poți să o duci în zona sau... munți, nu, ai terminat-o, dacă s-o dusă, da? Nu este sensibilă la picioare, deci ea... Umezeala și nu se adaptează, nu, în zona muntoasă, deci zona aridă de dealuri și cum e zona Constanței. Ce spun fermierii, ce spun oierii de rasa zonă, aceasta? Fermierii din zona noastră, majoritatea care cresc oile pentru lapte, au renunțat la cei ce aveau Turcana, care știm la ora actuală deține pondere de 70-73% din efectivul de venit din România. În zona noastră, să mergeți, dacă mai să vedeți un fermier, au renunțat la așa, fiindcă sunt aceleași consumuri de furaje și așa, și producția este mult mai superioară, iar perioada de lactație este mai lungă. Da. Mielul, deci beneficiile sunt mult mai mari. Mielul are o putere de creștere, o creștere mai rapidă. Fiind foarte bune de lapte, automat în crește, au sporul în greutate. Dar eu știu rapid. Că oierii sunt mai tradiționaliști, așa, nu prea renunță la ceea ce știu ei din Moș, dacă au mers pe Turcana. În zona Sibiului rămâne Turcana, că e zona aia de munte. De tot ce care e la munte, nu poți să o duci asemenea exemplu. Dar pe zona asta ați reușit să-i convingeți? Da, o să vedeți toată zona. Zona avem și noi, eu sunt și președintele asociației, avem și, o să meargă, dacă mergeți în zonă încolo, o să meargă... Cum se numește asociația? Asociația Miorița Moldavis. Moldavis. Mm-hmm. Miorița Moldavis, care și practic câte... ține registrul genealogic a rasei rovasei. Bun. Puteți spune câte exemplare sunt în fermele oierilor la momentul acesta? Deci la ora actuală avem în jur de 10.000 de capete din rasa rovasei, întinse în zonele Bacău, Giurgiu, Ialomița, deci toată zona și Constanța. Avem fermieri care din 2000-2008 au renunțat și au luat de la stațiune, că transferul s-a făcut prin vânzări de reproducători de mare valoare. Berbeci. Berbeci ăștia care transmit caracterele. De la stațiune mergem pe pășunea unui crescător de oi, rovasii. Să aflăm chiar de la el ce l-a făcut să treacă pe această rasă. Doamne, ce pășune superb aveți! Frumos terenul, frumos și ca aspect, și ca peisaj. Un cadru perfect pentru creșterea oilor. Ce faceți? Cum v-au convins cei de la asociație să treceți de la Turcană pe Rovasii? Cu încetul domnul director și cu domnul Ionuț și cu domnul Cristi, m-au convins ca să mă despart de Turcană și să mă dau pe rasa Rovas. Rovasii. Ce ați crescut înainte? Am avut Turcana, am avut merinosul. L-ați încercat pe toate. Și sunt mai rentabili și ca carcasa oi și ca carcasa mielul, ca lactații. Uh-huh. Ați putea să faceți o comparație între Turcana, cât câștigați la Turcana și cât la Turcana, rasa? Deci Turcana este și ea are o cantitate de lapte, dar la 200-300 de grame maximum. Rovasul are în jur de 700-800 de grame de lapte. Diferența între lapte, diferența între carcasa mielului. Rovasul face mielul la fătare de 4 kg, 4 și ceva. Pe când Turcana îl face de 2 kg, nici 2,5, nu, rare oi care... Depinde și de întreținerea animalului, depinde și de cum îl întreții așa și el dă producție. Uh-huh. Și la lactație. Le lăsați pe poșune sau le mai țineți și în stabulație? La,
iarna le ținem, deci începând de la noiembrie le-am bagat la stabulație și tot la mai, la 1 mai le dăm drumul la pășune. Am în jur de 100 de hectare. 100 de hectare. Arendat și cumpărat. Și v-a convins rasa asta? Este adaptată zonei? A fost adusă din 87, 86, 87, perioada asta, a fost adusă la izvorul Berheciu, la fermă. Da. Și am mers, am văzut și acolo meluțe, am văzut oile, am văzut și m-am convins că ar fi mai bine, mai dragi, m-am atașat mai mult de astea, rovasul ăsta. Mortalitatea la ele? Sunt foarte rezistente și la frig, foarte rezistente și la căldură, nu, deci n-am avut probleme la șchiop, la frig, iarna, sunt rezistente, sunt îmbrăcate la lână, nu sunt chiar atât de lânoase, dar producții la lână mai mic, nu-i ca țurcana. Țurcana are lână foarte multă pe ea, în jur. Oricum, degeaba vorbim de lână, că dumneavoastră poierii nu prea valorificați lână. Lămâni, că nu ne bagă nimeni în seamă, nici un guvernant nu ne-o baga niciodată și nu ne va baga în seamă. Lâna rămâne pe câmp sau nevoiți suntem, o adunăm și îi dăm foc, dar nu arde. Trebuie să facem o groapă și să o îngropăm ca să nu rămâne, că rămâne, degeaba rămâne pe câmp, să împrăște pe câmp și nu facem nimic. Facem din lână, facem suluri și izolați. Izolăm la săivane. Băgăm scânduri, băgăm lână la mijloc și izolăm ca pereți de căldură. Când mai bine decât să punem pământ sau altceva, mai bine folosim punem lână. Sau punem lână de la oaie. Ca să analizăm și mai bine caracterele acestei rase, am adus mai aproape o oaie și l-am rugat pe Ionuț Ailenei, conducător registru genealogic la Asociația Miorița Moldavis, să facă un fel de bonitare a acestui exemplar. Ionuț, facem o bonitare. Asta mi-am dorit să le spunem prietenilor noștri care ne privesc, care sunt caracterele acestei rase, rovasii, da? Și cum se face bonitarea. Ce urmărești tu ca membru al... De fapt, ca inginer al asociației, da? Ce urmărești la această rasă? Când vii în bonitare. Domnul Negru, dacă puteți să o întoarce mai în față, se vadă la cameră. Așa, dintr-o parte ar trebui, da, nu? Da. Nu prea vrea, normal că nu vrea. Suntem pe pășune și e puțin mai greu cu contenția. Caracteristicile principale ale rasei rovasii, după cum puteți observa, sunt urechile blegi, jarul de culoare roșie închisă, învelișul pilos de o culoare alb neuniform, după cum puteți vedea foarte bine, țesut adipos la baza cozii, la femele. Este foarte important țesutul ăsta adipos la oi? Da, pentru de această rasă este de foarte ce? Important. O menține pe ea în organism. Deci ce depune ea în coadă, ea își întreține corpul, toată grăsimea din coadă. În condiții de întreținere mai dificile, efectiv, țesutul adipos din coadă... O ajută să se mențină în perioadele când nu mănâncă la fel de când bine, când nu mănâncă na? La fel de bine, exact. În perioade de secetă, ăsta e principalul rol. Spune-ne la ce greutate ajunge berbecul și oaia. Berbecii ajung la greutăți de 75-80 de kilograme, iar oile 50-60 de kilograme. Bonitarea se face la un an de zile. Cu ocazia bonitării evaluăm fenotipic animalul. Avem un formular de bonitare cu care evaluăm fiecare componentă, aș putea spune, fiziologică a corpului. Începem cu dentiția, verificăm dentiția, dacă animalul se poate hrăni corespunzător. Cu ocazia verificării dentiției putem aprecia și vârsta animalului, un criteriu foarte important. Și poți să te uiți la dințișorii ei? La bonitare. Da. Cu mâna dreaptă se contenționează și se poate verifica. Aceasta este, în ce puteți vedea, oaia adultă. Da. Da. Și are dinți frumoși. E dusă la dentist. E dusă la dentist, după cum se poate vedea. E oaie de 3000, are 6 dinți la gură. Se verifică și musculatura. Cu toată blana asta pe ea, mai simți tu musculatura? Fiind o oaie adultă, bonitarea e improprie acum, dar normal bonitarea se face înainte și după tunsul cu oii. Ca înainte, să se vadă exact se vadă, constituția. Se poate vedea musculatura, dezvoltarea musculaturii. La ce ne mai uităm? Deci putem începe cu umerii,
Dacă putem, se palpează mai greu, dar cât de plini sau subțiri sunt umerii unui animal. La fel, da. Partea posterioară, pulpele, dacă sunt subțiri și scurte sau pline și rotunde, bineînțeles, este de dorit să fie rotunde și pline. Și la ea cum sunt? Sunt ok? Sunt bine ancorate, rotunde și pline, fix cum ar trebui. Da? Și să trebuie să aibă abdomenul ăsta așa, rotundit și mare? Tocmai ce a fost la bășunat. Și are burtica plină. Burtica plină. Nu? Cât lapte dă oița asta? Deci în jur de 600 de grame. Da? 600 de grame pe mulsoare. O mai ținem, Ionuț? Ar trebui să-i dăm drumul, că hai să-i dăm le drum, chinuim. Că... Ok. Care sunt performanțele ei? Încă o dată... Să recapitulăm. Performanțele pe lactație, în jur de 200 de kilograme de lapte. Pe lactație, da. Putem considera că este cea mai productivă oaie de lapte din România. Bun. Are o durată de lactație mult mai lungă decât mult mai la lungă țurcană. Decât la țurcană, 200-220 de zile. După cum spunea și domnul Negru, miei sunt viguroși, au un spor mediu zilnic bun, carnea este diferită, este mai dulce. Eu am făcut experiența între toate rasele de miei și rasele de oi. Cea mai dulce carne și cea mai ușoară carne la rasa rovasilor. Deci ca să rezumăm, pentru cine are nevoie de o rasă bună de lapte, rezistentă? Rovasii. Rovasii. Bun, și cei care vor să cumpere berbeci rovasii, da? De unde achiziționează? Site-ul asociației, îl pot găsi... Iorița Moldavis, acolo se găsesc toate numerele de contact și ajutăm cu cea mai mare plăcere. Da. Dumneavoastră, dacă aveți de vândut berbeci, cu ce preț i-ați vinde? Deci, la prețul care se vinde berbecul de rasă. Deci la noi acum... Păi asta e, cât este prețul? Un berbec de rasă este în jur de 2000 de lei, 2000-2500 de lei, dar asta în funcție și de cât de valoros reproductiv este. Și înainte de a vinde animalul, tu, de la asociație, ca inginer, poți să vii să faci o evaluare și da, să-i spui desigur, desigur. Cumpărătorului, și uite, evaluare. Desigur. Oaia are următoarele mergem și bonităm, caractere. Mergem și bonităm masculul sau femeia respectivă, discutăm cu fermierul, elibelăm un certificat de origine și certificat de performanții și atunci când dumnealui găsește sau noi ca asociație găsim cineva interesat, bun, și le puteți face și recomandări în privința nutriției? Desigur, ăsta e și rolul registrului și asociației, recomandări da? Privind selecția, ca să rezumăm, privind ameliorarea reproductivă a rasei. Ăsta da. E și rolul nostru. Obiectivul vostru care este? Să creșteți acest... Cantitatea de lapte. Efectiv de rovasii. Efectiv de rovasii și cantitatea de lapte. Da. Principalul obiectiv de selecție. După creșterea cantității de lapte, putem merge și după conformația ugerului și după cantitatea de grăsime și de proteină din lapte, dar, repet, ameliorarea se face pe perioadă lungă și foarte lungă de timp. Și oricum, rasa se adresează doar celor care se află pe zona asta de nord-nord-est a țării, da? Nord-nord-est, sud, sud-est, chiar și sud-vest. Transhumanță nu se mai face. Oierit mai fac doar cei care au pășuni și care chiar iubesc această meserie. Oricât de mult evoluează omenirea, oieritul rămâne o îndeletnicire tradițională. Viața la stână rămâne și ea aceeași. Un adăpost provizoriu ține loc de bucătărie și dormitor. Mămăliga e la fel de importantă. Cașul, brânza frământată, carnea la garniță sau gătită la ceaun rămân de bază în alimentația oierilor. Pentru că mai rar ajung în preajma crescătorilor de oi, am vrut să aflu dacă activitatea mai este una profitabilă și, de fapt, ce-i mai ține aici, departe de lume, printre animale. Deci cam câți bani luați de la stat? Până în 4500, 600, 700 de euro. Pe an? Da, de la stat, pe animale, pe oi. Pe efectivul pe care l-aveți dumneavoastră? Da, da, da. Și câte animale aveți? Deci anul ăsta avem prins în asociații 450. Spuneți-mi, ce valorificați cel mai bine de la ele? Laptele, faceți brânză, carnea, că vindeți miei? Valorificăm și mielul, se valorifică foarte bine, că are o carne foarte fragedă, foarte bună,
nu e un miel ca să fie foarte gras. Are o carne mai consistentă, consistentă și mai dulci față de mielul, față de țulcan, față de țigău. Și țigău, dar țigău este foarte grea carnea și foarte grasă. Eu personal m-am obișnuit cu carnea de la mielul de la Rovase. Brânză faceți? Facem caș. Cașul îl ducem la piață, îl vindem noi la piață, la Bacău, Podul Turcului. Mai mult îl dăm în zonă la cetățenii comuni a satului. M-am obișnuit, s-au obișnuit cu noi cetățenii și mai mult ce producem dăm la cetățeni. Care la pășuni, care... La ce preț vindeți brânza? Brânza 15 lei, 17 lei. Acum, au fost și 20 de lei, că au fost după, până în Paște. Acum, cașul, nu? Da. Și telemea de oaie faceți? Telemeaua, n-am început să facem telemeaua. Telemeaua de la iulie încolo, spre august, septembrie, pregătim telemeaua pentru iarnă. Și telemeaua cât e la dumneavoastră? Că la București eu iau cu 23-25. 20 a fost și anul trecut și anul ăsta, cred că tot așa o să rămână. Nu sunt bani, bani foarte puțin. Te duci la un bătrân, că mai aici, la noi în zonă, sunt mai mult pensionari. Și ce poți să ceri la un pensionar când îți zici... Când zici de 20 de lei pe un kilogram de caș, să uite, domnule, dar am pensii 2 milioane și să-ți dau 20 de lei pe un kilogram, deci că nu mai mănânc. Și de milă mai facem câte o escadă, mai dăm și mai ieftin, când nici el nu poate să moară de poftă, nici eu nu mă văd chiabur să mă îmbogățesc. Asta e situația. E o treabă să crești oi în ziua de azi, în România? Deci, pentru noi... La țară. E o afacere? Este o afacere familiară. Să ne întreținem în familie. Decât să ne ducem să muncim în străinătate, să stăm slugi la străini, mai bine stăm slugi în țara noastră. Este un proverb. Decât slugă la străini, mai bine slugă la tine. Ați ajuns la concluzia asta după ce ați lucrat și prin țară și pe afară? Am umblat, pe unii n-am umblat. Și copiii au fost, și am cel mare, au fost plecat prin Italia, pe unii, și eu la fel. Nu se merită. Și ce ați făcut acolo în străinătate? Am muncit, tot la oi. Tot la oi? Tot la oi. Și italienii cum fac? Păi ne dădea 500 de euro pe lună și de acolo, mai dacă mai fumai și vrei să bei și tu o berică, că veneai acasă, veneai tot sportiv, că veneai cu bani de drum. Și a zis că slugă la italien sau la englez sau la... Mai bine... Slugă la mine. Și am început, m-am atașat de asociat. Dar stați puțin, munca era aceeași? Făceați exact ceea ce faceți la noastră exact fermă? Exact ce facem la, aici, la mine, la ferma mea aici. Și mai mult munceam acolo la ei, că ei nu te lasă să stai. Că dacă ai venit cu oaia de la din câmp și are de adunat fân, te duci la fân. Dacă ai de adunat de altceva, de muncă, de săpat, de ceva... Tot acolo te duci, până te vede că te epuizezi, nu mai poți, că vede că nu mai aduce altul, îți dă viteză străinul. Eu le-aș da la mulți tineri care sunt mulți care au plecat și au vândut animalele, prieteni, colegi de mei, colegi de școală, au vândut animalele și au plecat în străinătate. Și au venit înapoi, uite, acum chiar au venit mulți, în august vin o parte din ei, mai mulți. Da. Și au venit mulți prieteni la mine și au zis că cum ai putut să faci, să realizezi, să te pui înapoi. Că am vândut odată tot și după azi că nu mai îmi trebuie. Și ați revenit totuși. Și am revenit în pirasa rovaselor. Câte un pic, am luat vreo 30 de meluți de la asociație, un berbecuț. Am mai luat de la un fost crescător tot acolo în zonă vreo 30-40 de oiți. Și le-am prins câte un pic, câte un pic și am ajuns la efectivul de 450 de bucăți. Și tot am dat înainte, câte un pic, câte un pic, când am ajuns la 100, am lăsat 50 de meluți. După aia m-am mai dus, am mai luat doi berbecuți de la asociație. După aia tot așa, m-am ajutat cu asociația până am ajuns la efectivul de 450 de capete. Și acum cu 400 de capete e mulțumitor? Credeți sunt că ați ajuns pe o linie de plusire? Sunt foarte mulțumit. Din ce cauză? Că îmi întrețin familia, îmi am întreținut copiii la școli, termină școlile și... Ce termină copiii? Ce școli? Făcut profesional la Podul Turcului, au fost la instalații sanitare.
să facă, să aibă o meserie. Foarte bine, foarte dar bine. Dar s-au întors tot, o terminat, doi au terminat, am luat tractoare, utilaje și avem câteva zeci de hectare de porumb, de, se vede pe câmp și peste tot, unde avem culturi. Și aici, în spate, sus, porumb, lucerni, orzi, mazări, floarea soarelui. Cam cât lucrați? Cât teren aveți? În jur de vreo 50, 40 și ceva, și până în 50 de hectare le lucrăm. Și vă ajută copiii? Și copiii o să stată, noi nu mai plecăm, că degeaba plecăm. Domnul Negru, ce le-ați spune tinerilor care acum pleacă în viață, să spunem așa, că termină un liceu, că termină o facultate? Ce să facă? Să investească în agricultură? Să merită? Investească în agricultură dacă îl duce mintea și capul și îi place să muncească, și în animale. Dacă îl duci, dacă îi drag să crească animale, să muncească în agricultură. Pământurile astea românești de-a noastră foarte bogate, e o bogăție, ca noi, la noi în România nu cred că sunt multe terenuri, multe. Pământul nostru e foarte roditor și foarte bun. Deci nu am făcut multe comparații pe unde am umblat eu în viață. Nu se există. Eu am trag cu concluzia și ideea care e cea mai bună la tineretul din ziua de azi. Agricultura că se întoarce la un solar, la ceva, la tomate, la ce vor ei să facă, dar să nu-și părăsească țara. Dar să ne dea să ne ajute, să ne ajute statul român. Că dacă nu ne ajută statul român, nu vine în sprijinul nostru cu nimica. Degeaba săracul, că a terminat școala, facultatea. Sunt fel de fel de instituții, de studenți care au terminat școlile și nu au unde să duce. Stau și așteaptă un colț de pâine de colo, de colo. Salariile la noi sunt foarte mici pentru tineretul din ziua de azi. Cât ați dat pentru un îngrijitor la oi? Eu un îngrijitor... Sau la ciobani? Cât dați? Eu la cioban, asta e un băiat de-a verișorului meu, mă ajută, îi dau 20 de milioane are pe lună. Măi, îi dau câte, la când o să plece la toamnă, sau când vrea să plece, o să-i dau câteva animale și lui să prindă, că el vrea să se dezvolte, să prindă și el câteva animale, să devină și el fermier în viață. Și o vrea Dumnezeu, cum o vrea el, el acum e tânăr, are 20 de ani. Și o să zic că mi-s dragi, nu vreau să mai plec, să vreau și eu să nu mai duc în străinătate. Că a fost plecat în Italia și copilul, tot la oi a fost. Și a bătut joc de el, a venit înapoi în țară fără bani în buzunar. Și o zis, nu mai întrebui Italie, nu mai întrebui Spanie, nu mai întrebui Germanie. Ci că tot la noi în țară, e mai bine în țara noastră. Deci ziceți că încet, încet românii se întorc acasă? O parte se întorc acasă, mulți care au fost plecați s-au întors. O parte care s-au axat pe vit, pe vaci, pe alte specii de animale și pe alte specii de animale, de țurcană, de țigaie, de indiferent. Sunt toate roditoare, toate, dar să rămână să muncească în țara lui, să nu se mai ducă slugă la străini. Că dacă te duci slugă la străini și nu vii cu nimic în țară, iar e rău. Auziți, domnul Negru, dar dacă ați avea șansa așa să, pentru o zi, să luați o decizie și să schimbați ceva în țara asta, ce ați schimba? În primul rând aș face curățenii cu toți scrocii țării noastre și le-aș da de muncă la cei tineri care sunt forța țării, de acum înainte. Că boșorocii bătrâni care ne-au mâncat oasele și ne-au mâncat tot ce am avut mai bun și au vândut tot ce a fost mai bun în țara asta și au îngropat tineretul. Și au luat pensiile de mii, de sute de milioane au pensii și un tineret de ăsta care iese de pe bănci de școli nu are bani de o pâine. Bursa îi dă, cât îi dă, 2 milioane acolo sau 3 milioane. Și să facă tinerelul cu bursa de 3 milioane? Că nu are ce să facă. El o sta și o roscoatele pe băncile școlii să iasă și el un inginer, un procuror, un profesor, un director. Fel de fel și-o ales în viața lui să facă. Și când te uiți că ei nu au de muncă să duc slujii în altă țară să muncească. Și-o lăsat țara lui, și-o lăsat părinții, și-o lăsat frații. Și se duce și când se întoarce, tot cu buzunarele goale se întoarce. Că străinul îl plătește cum îl plătește. Spuneți că i-ați schimbat pe cei în vârstă cu cei tineri. Altceva, ce-ați mai schimbat? Facem ceva, fabrici, ce-o fac cu Ceaușescu, să facem noi înapoi. Să facem înapoi CAP-uri, cum au fost CAP-uri, sau asociații mari. Să facem ferme, să dăm, poate să muncească românul, tineretul, să nu mai plece. Să facem, să mărim pensii, să mărim alocații la copii. Copilul are, deci... Și 700 de lei, ce să trăiască un copil cu 70? Poți să-l întreții pe
pe un copil cu 70 de lei. Nu se există la noi. Noi, eu cel puțin mi-am ales, mi-am crescut copiii și mi-am purtat la școli. Munca, muncește zi și noapte. Mă culc la 4, mă scol dimineața, mă scol, culc noapte la 1, la 2. Plec cu el în poreală, stau de dragul lor pe câmp cu el. Că nu ai ce să fii, oaia trebuie să o ții la câmp, la aer liber, să mănânci, să stea să hodinească, mai mănânc, iar mai... Așa, și mă simt și eu în aer liber. Stau exact ca haiduc un codru. Cu ce domenii credeți că am putea face în așa fel încât România să renască? Care ar trebui să fie direcțiile pe care România să meargă? Ce să dezvoltăm? Economia țării să o dezvoltăm și agricultura. Să meargă cum a mers până în a decade Ceaușescu. Ceaușescu ne-a adus, am avut tot ce ne-a trebuit. De când s-a dus Ceaușescu jos, ăștia n-au dat nici cu var. N-au terminat de dat cu var ce a construit Ceaușescu. Domn, mă scuzați că și lumea mă vede la televizor. Sunt mulți tineri. Eu am prins, am 50 de ani, acum și în octombrie fac. Dar nu. Ce-a făcut Ceaușescu nu va mai face nicio nație de român de acum înainte. Nu se mai există, nu se mai poate. Deci Ceaușescu cu 4 clase a putut să facă o Românie dezvoltată, scăpasă cum scăpasă, cu picioarele sus. Dar alții mai șmecheri și mai hoți l-au îngropat, i-au dat temelii. Nu trebuia să-l omoare, trebuia să-l lese. Dar fondurile astea europene nu credeți că vă ajută? Domniță dragă, am încercat să fac și eu un fond european, să iau niște să bani de la statul. Să accesați niște fonduri, da. Așa, și ce ați pățit? Și m-am dus la Apia Bacăului, pe unii n-am umblat. Când am ajuns la Apia, noi avem o parte, vreo 30 ceva de hectare de terenuri, de pășuni, pe numele meu și culturile mari, pe numele soției. Că avem două exploatații. Așa. Și acum ce am spus? Să vând, să iau asupra mea toată... Afacerea? Toată afacerea. Păi atunci soția ce mai făcea? Murea de foame, trebuia să ducă să muncească. 5 copii ca să-i crească, să-i întrețin, trebuia să stea să le facă de mâncare, să-i spele. Să... Și atunci am hotărât, țineți tu, renunțăm la ajutoarele statului, la fonduri europene, la minunățile astea, că mulți poate le-au prins sau beneficiat de ele. Dar dacă n-am avut norocul ăsta... Da, de ce spuneți că n-ați avut norocul ăsta? Ne-am lovit. Când ne duceam ca să facem un proiect, spunea că nu se poate anul ăsta, că nu ne încadrăm, că avem prea multe animale, că avem prea multe terenuri, prea multe... Și tot așa, ne-am amânat de pe un an pe altul, de pe un an pe altul și nu ni s-o dat nicio șansă. Și am plecat noi. Dar pe ce măsură ați încercat? Pe dezvoltarea fermei? Dezvoltarea fermei, pe... Astea, să luăm băieții, de ce n-au încercat pe tânăr fermier, pe 112? Dar ne-am descurajat noi, dacă am încercat noi să facem și am văzut că nu ne-au ajutat pe noi copiii. Și preferați așa, din surse proprii, să creșteți încet, încet. Încet să ne dezvoltăm noi, fără ajutorul statului. Cine dă aneteziu ăsta și ce mai dă statul la animale, la... Dar ies și subvenții la terenuri. Cu astea ne beneficiem. Dar cât bagi în terenurile noastre, cam nu te acopi cu cheltuielile care le dă subvențiile. Cum se vede România de aici, de la dumneavoastră? România se vede frumoasă, ca țară. Eu mă uit, mă urc în vârful dealului și văd munții la Brașov, văd tot de aici e cote de 900. Și mă uit roată, văd... Mă uit aproape, văd Vaslui, văd toate dealurile astea, toată rotația asta. Și am umblat în țara asta și peste toți munții ăștia am călcat cu picioarele, cât am fost tânăr și în putere. Țara este foarte bogată, foarte, foarte frumoasă România noastră, dar nu-i ținută. Pădurile s-au distrus, pășunile, unde au fost, nu s-au îngrijit, din cauza că i-au dat în cap la fermier, nu l-au lăsat să muncească. Nu a fost ajutat fermierul, deci eu aici am curăț, las unii și unii câte un pomișor să aibă oaia umbră. În rest, uitați-vă și pe partea cealaltă, acolo și pășunesc, tot eu pășunesc, multe terenuri de-a mele. Care sunt terenurile mele, se cunosc, sunt curățate de spini. Care nu sunt cetățenilor, moșul, nu are putere să ducă să curăță terenul. Și rămâne, în 3, 4, 5 ani, 7 ani, va deveni boscheț. Asta e situația în România.
Dați-mi voie să vă felicit pentru ceea ce faceți, succes. Vă mulțumesc că ați venit la noi și ați vizitat ferma noastră aici, la pustietatea Sahara. Nu e, anul ăsta chiar n-aș zice că e Sahara, e totul verde și frumos la vremea asta. E așa un soi de tihnă foarte special. E pace e la dumneavoastră. Ne-am obișnuit noi, pentru cel de la oraș, că am mulți prieteni care vine de pe toate colțurile lumii. Mai vine ca prieten, mai vine după o bucată de caș, mai după un miel, zice, băi, când cobor de la etajul 10 și ajung jos și respir o gură de aer, îmi vine să vomit. Când vine aici, vine întind saltelele și stau câte 2-3 zile și se relaxează, stau numai la mirosul, aerul curat, respira. Și când mi-ncarc bateriile 2 zile și mă duc și stau la București o săptămână, după aia am revin. Mulți prieteni, am mulți prieteni care vin de prin Italia, italieni, vin în zonă. Ce zic străinii de zona asta? E o zonă foarte frumoasă. Le place, admir, nu? Admir zona asta, zona Moldovii noastre, Bucovina, mai ales partea asta, Iași, zonele astea înalte, cu munți, cu astea, e o minună. Dar vine la aer curat, aleargă, tot se vadă și nu au văzut în junglă. E ca acolo o junglă, așa, ei când vin de la oraș să... Îți derutați când vede, domnule, i-am adus pe câmpi, am urcat pe câmpi ăștia prin păduri. Și nu ne vine să credem. Ce frumusețe! Da, că e o zonă foarte frumoasă, foarte... Noi când... Nu e populată zona, nu e cum să fie populată cu tineretă, e mai mult bătrânet. Da. 80% pensionari, oameni în vârstă. Și pensiile mici, vai de capul lor săraci. Să merge să stai de vorbă cu un pensionar, să spună că are 20, 30 de 2 milioane, 3 milioane, cum ar veni, pensii, cu ce să trăiască, să-și ia și el un medicament, să-și ia și el un... Nu o să mai... Mulțumim, domnul Negru, mulțumim mult! Românile! Mulțumim! Și o zi bună vă dorim! Azi am învățat multe despre rasa Rovasi, pe care am văzut-o prima oară în mediul ei natural. Dar nu plec de pe pășune până nu învăț ceva practic. Am mai încercat la viața mea să mulg vaca, dar oi, capre, nu. Așa că aplic conceptul Învață-mă cum să mulg capra și pot să spun că am făcut și asta. Nu mulge capra. Hai, ține un pic. Asta e o capra alpinuță. E prima fetare. E duță. Ne închem ziua lângă ceaunul unde fierbe un miel din rasa Rovasi, pregătit de băieții tineri de la stațiune. Mirosul de vin, boia și carne de oaie ne îmbie. Spune-ne ce ai pus acolo în ceaun, că miroase demențial. Vin, în principiu, care de se miel, simte. Vin, sare, piper și puțină untură. Simplu și... Untură de? De porc. De porc. A, ok. Bun, țineți minte că și asta e un secret, că faceți ceaun să puneți untură de porc. Ionuț, spuneai mai devreme că noi nu știm să gătim oaia și că de asta nu mănâncă românul carne de oaie. Învață-ne să gătim și noi oaia. Cum o putem găti? În afară de varianta asta la ceaun, ce putem face? Cum gătești tu acasă? O rețetă simplă la cuptor, așa. Un sos din muștar, acoperită cu staniol, ultima parte... Cam cât timp o lași la cuptor? Cam 2 ore. În ultima parte dăm staniolul puțin la o parte, se fac o crustă crocantă și cu un sos din hrean, deci este o minunăție. Sună foarte bine. Sper că v-am convins să mâncați oaie de acum încolo. Dacă nu... Desigur, sunt foarte multe variante, dar... La fel de des precum puiul sau carnea de porc. De porc. Măcar din când în când încercați o altă... carne, cum este cea de oaie. Am gustat carnea gătită atât la ceaun cât și la cuptor și pot spune că am apreciat la rândul meu dulceața și frăgezimea cărnii despre care s-a tot vorbit întreaga zi.
Rețineți totuși că rasa Rovasi se remarcă prin producția de lapte. Cu cei 30 de angajați, dintre care 7 cercetători, stațiunea de la Holt își propune să obțină și o rasă de carne prin încrucișarea oilor Țigaie Ruginie cu berbeci din rasa alb din Masivul Central. Toate bune și frumoase, însă vom avea de așteptat alți 20 de ani până la conturarea rasei. Ne vedem data viitoare, pe curând, cu bine!